Bine v-am găsit la o ediție a emisiunii Lentila de Contact. Dacă sunteți pe Media News Blog sau la Radio Ring pe 92 FM, aveți întâlnire astăzi cu șahul, turneul regilor RomGaz 2011 ediție jubiliară. Au trecut deja 5 ani și iată s-a ajuns la un nivel foarte înalt. Marea maestră internațională, Elisabeta Polifroniadă, este invitata noastră astăzi la Lentila de Contact, împreună cu Dan Gabă. Cei doi care de câțiva ani bun încoace, an de an aduc niște șahiști de un nivel foarte înalt la Basna, iar de 2 ani de zile la Mediaș. Stimată doamnă, bine ați revenit la Mediaș. V-ați obișnuit cu Basna și cu Mediaș? Da, nu mă văd acum să de aici. Vă e dor sau la început de an deja vă gândiți bine luna, mai, iunie și vă mutați aici? Da, ne gândim și acționăm. Activăm foarte mult pentru că trebuie să fim la înălțimea gazdelor noastre, la înălțimea dumneavoastră și noi cu turneul să-l aducem la nivelul cel mai înalt posibil, ceea ce am și reușit anul acesta. Haideți să ne spuneți așa un pic mai pe larg despre reușita aceasta dumneavoastră. Pentru că e foarte greu la un moment dat să adun niște oameni care au un program foarte încărcat, sunt foarte căutați și să-i aduci tocmai în România. I-am căutat din timp, dar mărturisesc și repet că dacă nu aveam această bază pe care dumneavoastră, deci RomGaz-ul, deci domnul director general, nu ne-ar fi asigurat, nu am făcut, avea nici măcar curajul să deschidem urmă și să chemăm jucători de asemenea urmări. Deci pe acest sprijin eu m-am bazat și atunci cu, vă spun cu mult curaj, m-am dus și am contactat. Norocul este că îi cunosc de foarte mulți ani și știu unde și cum să mă adresez. Și am dorit, pentru că RomGaz-ul ne oferă acest eveniment deosebit în lumea șahului, nu numai național, ci și mondial, să fim și noi la aceeași înălțime cu participanții. Și am reușit. Pentru pe cei care au fost, probabil, la un moment dat e mai ușor să le spui Vila Basna din România, Vila Media și știu deja la ce se așteaptă. Dar avem Rusia și Statele Unite. Două mari puteri și mondiale și șahiste, care au pentru prima dată reprezentanți aici în România. Da, argumentul a fost că noi avem acest turneu, deci noi, care are ratingul cel mai înalt. Deci în lume, dacă dumneavoastră căutați acum un turneu de această valoare, nu găsiți. Și asta i-a încântat și pe ei și noi suntem mulțumiți. Dar ce foarte face? Mult să mulțumim și cei care fac eforturile astea pentru noi. Cum s-a ajuns la o ridică așa, domnule? Sau cum? Care a fost? Sau care au fost sforile pe care trebuia să le trageți în ce așa este mondială ca să le ajungem la ce vedem că, cred că sforile s-au tras la început, când am avut curajul să facem acest turneu la acest nivel. Acum, turneul regilor a crescut an de an, după cum ne știm, de la ediția a treia, deci a treia, a patra, a cincea, exact în această ediție, a treia, chiar a început cu domnul director general Marcel Adrian Pitrecu, exact. Și creșterea lui ne-a adus și constanța acestui turneu, ne-a adus pe plan mondial o siguranță în fața marilor jucători. Dau exemplu, cum spuneau unii dintre ei la această ediție, pur și simplu au evitat să joace anumite turnee care erau mai slabe pe anul acesta, pentru că ei, până în acest moment, deci ceea ce a spus și doamna Elisabeta Polifroniadă, turneul regilor se situează pentru multă lume pe acest an. Este cel mai important eveniment și o să vedeți ce se va întâmpla zilele astea, drept dovadă că avem și prin linie media o participare extraordinară, deci vor participa la acordurile mai departe. Este invitații de marcă care avem media la acest turneu. Deci, în concluzie, spun că... Da, spuneți. Au venit chiar din Australia, o echipă, ați văzut? Asta vreau să înțeleg. Și am vorbit cu un jurnalist, un freelancer din New York. Da. Și din toate continentele au venit și sunt aici prezent pentru că i-au atras evenimentul.
Da, și acum haideți să vă spun de ce luna nu este cu ochii pe acest turneu. Deci, pe lângă faptul că este cel mai important al anului, componența este foarte, foarte interesantă. Aș putea să spun câteva cuvinte despre Nakamura, cel din Statele Unite, care a avut în ultimul an poate cea mai spectaculoasă urcare dintre toți, dintre toți cei prezenți la turneu. A câștigat în februarie cel de-al doilea turneu al Grand Slam-ului Tata Steel by Kazeye. Fac o mică paranteză. Carlsen a câștigat primul turneu PL Spring în octombrie în China și prin asta am închid că turneul regilor este cel de-al treilea în cadrul Grand Slam. Revenind la Nakamura, cel mai spectaculos. Acum pentru Nakamura este un turneu foarte important pentru că trebuie să confirme și asta urcare. Mai mult, chiar dacă ne uităm pe lista rating la zi. Deci, pentru spectatori, aș spune următorul lucru. La acest turneu se joacă cu ratingul de la 1 mai. De la 1 mai s-au mai întâmplat niște evenimente și în lista rating la zi, în clipa de față, vreau să vă spun că a urcat Vasile Ivanciuc. Este pe locul 4, pe locul 5, locul 4 din lume, da? Locul, a urcat pe locul 5, Kariatin din Rusia, pe locul 6, Nakamura, deci care joacă locul 8 la noi, deci între timp acumulat este pe locul 6, cel mai, și Rajabov, care este pe 12. Deci întâlnirea va fi extraordinar de palpitantă, pentru că sunt niște jucători, cum să vă spun așa, nu sunt jucători de remize, în general, sunt niște luptători extraordinari și o să vă vedeți. Nu vă spun ce va fi astăzi la întâlnirea dintre Carlsen și Nakamura. Este așteptat mai mult ca orice acest meci, pentru că vor să se afle într-un fel unde se situează această întâlnire, unde, bineînțeles, Carlsen este favorit. Dar, să nu uităm, Nakamura chiar a promis într-un interviu, am citit pe Chess Base, ce vă doriți după ce a câștigat Vaikanzeie, și a spus care este proiectul dumneavoastră. Un proiect foarte important pentru mine este ca până la sfârșitul anului să depășesc bariera celor 1800 de puncte. Doamna Pulicrânează, dar nu e nu prea bine pentru o competiție ca din primul moment să fie cu scânteia, așa? Ba da, ok, dar sunt atâtea zile care urmează, atâtea partide. Nu se tatonează șahiștii la început, cele 4 zile să fie așa mai de tatonare? Nu, ei se cunosc. Ei se întâlnesc de multe ori, sunt cei mai bine care s-au întâlnit. Și se cunosc, se studiază și la fiecare turneu caută să-l surprindă pe adversarul care l-a avut de atâtea ori în urmă. Îl surprindă cu o deschidere, nu cu, știu, o variantă oarecare. Așa că ei se pregătesc foarte bine și e o luptă continuă. S-a dus deja vorba în lume de turneul regilor din România. Am ajuns unde am ajuns. Cei care sunt în top 10 sau undeva în top 20, deja se gândesc în fiecare an să ajungă aici. Visează. Da? E dorită România acum din punct de vedere șahist? Discuție și mai mult. Acum, în România, noi ne gândim să formăm un anumit mod de calificare pentru românul care să intre în acest turneu. În așa fel încât să nu mai existe, colegul meu știe mai bine că el a propus un program de întrecere între cei mai buni jucători români. De ce? În primul rând câștigă șahul românesc și atunci vom trimite la turneul acesta mai cel mai bun în acel moment șahist român. Dieter spunea seară după deschidere și tragere la sorți că eu o să fiu într-adevăr o bătălie foarte puternică, sunt niște nume de prestigiu și își punea întrebarea oare la ediția următoare pe cine să aduceți? Fiindcă am ajuns așa de sus, de acum s-ar putea, eu știu, Anand, dacă să... Avem o abicerea din partea lui Anand, pentru că ați avut vorba și vreau să vă spun, el a vrut să vină și anul acesta, dar din fericire, soția lui a dat a făcut cadoul copil, făcând un copil și nu putea să lase soția și copilașul de o lună acasă și să vină să joace. Dar anul viitor avem promisiunea că vor veni, nu vor veni doi, el și soția, ci trei și copilul.
Cel mai tânăr câștigător până acum este Magnus. Da. Credeți că o să facă aceeași figură ca și anul trecut? Noi care o organizăm nu trebuie să ne spunem păreri în felul acesta. Trebuie să-i tratăm egal pe toți, dar pentru că m-ați întrebat și vă respect pe mare, are șansa așa. Are șansa cea mai mare? Da, așa cred eu. Nu știu dacă poate că este subiectiv. Dacă domnul Gabă? Nu, ce se întâmplă? Dacă mergem după calculele hârtiei, faptul că el are cel mai înalt rating, are 2815, chiar fac o rectificare, acum 5 minute am greșit când am spus 1800, 2800 pragul pe care l-am calculat. Pentru că iau ratingul de la 2744, care l-are în limba de față Rajabov, 2774 l-are Nakamura și până la 2815 casă. Și vreau să mai remarcăm un lucru foarte interesant. Da. Spuneți. Da. De ce casă? Pentru că casă este foarte bine calculat în ceea ce face. De exemplu, el a evitat și a refuzat chiar să joace astăzi în Utah, în perioada aceasta, puțin mai înainte. Să joace pentru titlul de campion mondial, deci consideră că mai trebuie să se pregătească și vine aici, adică foarte judicios. Chiar dacă e tânăr, gândește da, matur. Gândește, deci, da, și bine, are și pe tatăl la încărcare. Și antrenor, cine este? Nu, nu știu. Cei doi? E în familie? Mi se pare că aici, nu, nu, dar a venit tatăl și sora, sora care e mai micuță. Dar el se pregătește, văd, științific. Calculează șansa la nimeni. Și nu vrea să deștepănesc, lasă titlul de campion mondial anul acesta pentru alții și la viitoare alții sunt convinsă că va concura. Da, și vreau să... Continuați. Da, să vă spun un aspect important, ce apropo de la ce a ajuns turneul regilor acum. Doamna Polinare poate să vă spună, Gelfand, care a jucat la celelalte două ediții, ediția a treia și a patra, care la anul va lupta pentru coloana supremă cu Anand în septembrie, deci în 2012, în titlul mondial. Pur și simplu a dorit foarte mult să vină la turnul și nu s-a putut, dar acest e foarte interesant că ne-a promis că la anul vine sigur, Anand ne-a promis că vine, ceea, deci înseamnă că ediția a șasea va avea pe cei doi care vor lupta peste 3-4 luni după turneul regilor pentru titlul suprem, pentru titlul mondial. Un alt aspect important al acestui turneu, din punctul meu de vedere, este o întâlnire pe care cred că o așteptăm foarte, e foarte interesant, între două generații, putea să spunem. Este vorba de Ivanciuc. Ivanciuc care este un șah special, în general, un jucător imprevizibil, extraordinar, foarte iubit, greu de combătut, pentru că nimeni nu poate să-l pregătească, joacă orice, deci este imposibil de pregătit la nivelul lor, da? Și având 42 de ani, Ivanciuc, vă dați seama, joacă cu 4 din grevi și spun. Deci este vorba de Carlsen, care are 20 de ani, este vorba de Cariacin, care are 20 de ani, este vorba de Nakamura, care are 21 de ani și 24 de ani la geamă. V-aș întreba și nu răspund. Ce făceau acești patru când avea 21 de ani Ivanciuc? Acum va fi o interesantă întâlnire între acești tineri ai șahului la această vârstă și Ivanciuc, care cu siguranță va avea un cuvânt greu de spus, pentru că dau exemplul lui Gelfand, care are cam aceeași vârstă și uitați-vă ce a făcut la titlul mondial la turneul candidaților, când a reușit să elimine pe toată lumea și să joace titlul suprem. Deci e foarte interesant generația lui Gelfand și lui Ivanciuc, care încă un cuvânt mare de spus. Am ajuns la ediția 5-a, turneul regilor. Sunt sigur că au fost 5 ani în care problemele v-au copleșit câteodată. Pentru că într-o organizare de la o astfel de nivel e sunt foarte multe probleme. Trebuie să fii cu nervii undeva, eu știu, foarte, foarte tare. Ați crescut turneul împreună cu Romgazul. Da.
n-ați avut când a apărut succesul sau când a început turneul să se câștige așa, în faină, oferte și de la alți sponsori? Pentru că e foarte ușor să crești ceva și să vină unii și să-ți propună, ok, ai făcut un brand, da, haideți să... Da, tentative au existat, există încă, dar dumneavoastră v-ați schimbat vreodată tatăl sau sora. Cu altcineva, cu altă soră sau știu, nu. Pentru noi, Rocazul este acum o rudă noastră apropiată și foarte dragă și căreia îi datorăm. Deci nu numai ne bucurăm de tot ce avem, dar am dat și datorăm. Deci nu, nu se pune problema decât datorăm Rocazul vreodată. Nu văd asta niciodată, dar n-a avut semn. Trebuie să poate atunci, dacă da, nu vreau să vorbesc despre așa ceva, nu vreau să se apropie vreodată. Aș dori ca să ajungem cu turneul cât mai departe. Nu, no, sigur, nu. Ce se întâmplă? Este o legătură sufletească și dacă da, am depășit-o, să spunem, haideți să discutăm din punctul de vedere profesional al organizării. Dumneavoastră știți mai bine, poate, decât mulți, că echipa care sunteți la Romgaz o face... Perfectă. E perfectă. Deci, uitați-vă cât de frumoasă este sala asta și tot ce se întâmplă, lucruri care nu sunt la prima vedere, în afara... Deci, organizarea generală. Deci, sunt lucruri, detalii, pe care vreau să le faceți cu perfecțiune. Presupun că așa este Romgazul, pentru că este una din marele societăți din... de la noi din țară și cred că vă impune în principiu să această poziție de lider în România, să fiți o echipă de specialiști. Noi suntem foarte încântați pentru că am fost și la alte turnee, am fost și la alte organizări și vreau să vă spun că ne-ar fi foarte greu fără dumneavoastră, ne-ar fi foarte greu fără domnul director general Adrian Câte, ne-ar fi foarte. Și mai am întâlnit cu asta, ca să vă mai spun și am terminat, de ce cred că vor rămâne foarte mult din Romgazul? Avem exemplu unui mare turneu al lui Balcanzee, care are aproape 80 de ani, da, 78 de ani, și vreau să vă spun că la acest decurs, doar de două ori și-au schimbat ei denumirea, un sponsor mi se pare că niciodată denumirea, doar acum. Acum, în epoca. Deci, cu alte cuvinte, vreau să vă spun, mai avem încă 70 de ani. Aici noi avem un mare, un foarte mare avantaj, că organizăm în același timp. Deci, eu am zis și Grașina, întâlnirea Grașina. Adică cel la care acest turneu a construit este așa. Și asta iarăși înseamnă foarte mult pentru noi. Adică în Grașina, la ora actuală, sunt admise 5 țări. 5 turnee din 5 țări. Noi suntem una din acestea. Cât de greu e să fie în cele 5 țări? E foarte greu. Foarte greu, pentru că sunt concurenți, e concurență mare peste tot. Iar mai ales acest turneu cu acest rating foarte înalt, a consolidat complet. Cine mai așteaptă la ușă să intre în Grașina? Păi, să vă spun, să facem așa. Da. Rusia. Rusia? Da. Argentina. Statele Unite. Sunt bat la poartă. Anglia. Vă place, nu? Da. Sună bine. Și din țările nordice, deci, sunt acestea bătrâni și acum, chiar anul acesta, noi avem întrunirea în cadrul acestui, ați auzit la acestui turneu, vin reprezentanții din toate țările din Grașina și o problemă care se va discuta va fi acesta. Cine și când vor fi, nu știu, și ei în Grașina. Mai mult aș face o completare. Sunt încă discuții foarte mari la nivel înalt între organizatorii Grand Slam-ului și cei de la FIBA. Pentru, da, exact, se dorește ca Grand Slam-ul să dea mult din candidații pentru titlul mondial. Deci se încearcă niște, nu s-a ajuns încă. Fie un fel de colaborare, asta ar putea ca să vină, acum să vedem mai, ne gândim puțin, s-ar putea doar să vină președintele Federației Internaționale. Dorește, așteaptă să vedem dacă putem invita aici, nu trebuie să vorbim, că el dorește să vină aici pentru o zi, două, trei și această problemă să fie iarăși pusă în discuție, ca să fie atașat așa, și
și la Federația Internațională. V-ați gândit vreodată ca România să fie o astfel de competiție? Mi-am dorit-o întotdeauna, dar nu m-am gândit. Și, sincer, nici nu știu cum ne putem exprima mulțumirea, decât fiind foarte corecți și făcând eforturile maxime ca să, să răspundem și noi. Sponsorului nostru și susținătorului acestui competiție. La fel, cu același lucru. Dar cel mai bine v-ar putea spune colegul dumneavoastră și prietenul dumneavoastră, domnul Mihai Pișcan, pe care îl numim unul din fondatorii acestui. A fost lângă noi din prima secundă, chiar înainte de să naște acestui, vă putem spune, și care pune atâta suflet cât nu putem decât să-i mulțumim cu domnul. Eu vă mulțumesc. Da. Chiar și eu. De la început ați fost noi, de la prima mutare, ca să zic așa, și doresc foarte mult și vă rog să rămâneți mai departe, să nu ne părăsiți. Că nici nu, vom fi mereu la fel și căutăm mereu să ducem cât mai sus. Vă mulțumesc pentru participare, doamna Elisabeta Păricmeonade, domnul Dan Gabăr, invitați astăzi la Lechila de Contact, subiectul ediția a 5-a turneului Regilor Romgaz.